în prima zi de iarnă s-a produs o extorsiune la magistrala Grivița, care a lăsat fără căldură și apă 1000 de blocuri din 4 sectoare din București. Ștefan cel Mare, calea 13 septembrie, șoseaua Panduri, Spitalul Municipal, precum și strada Nicolae Filimon, calea Griviței, bulevardele Constructorilor, Iuliu Maniu și complexele studențești Leu și Regie. Acestea sunt câteva dintre zonele afectate, deci toți bolnavii de la spital și studenții să fie sănătoși. Șeful termoenergetic Adrian Teodorescu a zis că în 2 ore se rezolvă tot deranjul de sesizare, dar cred că 2 ore a durat numai să se dezmeticească și au dat-o că, vezi doamne, mâine seara se rezolvă până la ora 11:30. Lista cu toate imobilele care au rămas în frig se află pe site-ul Termoenergetica, unde scrie și când ar trebui să fie gata reparația cu tot cu sudura și reîncărcarea agentului termic. Dacă te afli printre ghinioniștii care nu au centrală de apartament și care acum se încălzesc la căldura internetului că n-ai cu ce altceva, zine cam cum e la tine.